înainte de, vă prezint eu puțin, înainte de începerea spectacolului. Este destul de greu pentru un membru al jurului să se prezinte cu privire la calitatea spectacolului, dar v-am rugat o întrebare despre ideea de a înființa un asemenea festival al egalității șanselor, Inim la Unison. Cu siguranță este foarte bună ideea, pentru că toți copiii au aceleași șanse, indiferent de dezabilități, indiferent de calități, pentru că sunt copii și au nevoie de un asemenea moment special în care să se simtă unii, să se simtă bine vizați, să se simtă bine cotați, să aibă note, să aibă note care să-i facă să devină mult peste nivelul care îl cred ei că l-au, deși sunt bolnavi sau cu anumite defecte care s-ar putea să simtă că nu fac parte din societatea de astăzi. Credeți că vor fi mulți concurenți? Știu că sunt vreo 200 de diplome. Cum credeți? Veți face față la jurizarea tuturor? Da, cu siguranță. Acum eu doar cred că ei au puterea necesară de a se prezenta în fața noastră cu tot ceea ce au ei mai bun pentru noi. Mulțumim, ca să le putem da notele cele mai mari. Da, și dorim ca să fie date note frumoase și în același timp să facă și un clasament. Bineînțeles. V-am rugat să vă recomandați în final. Mă numesc Elarona Maria și sunt de la Teatrul Vasilache de aici din Botoșani. Actrița acolo. Mulțumim frumos și vă dorim mult succes. Mulțumim.